O altă modalitate în care putem să folosim un double column tie, care ne va ajuta foarte mult și atunci când vrem să facem play, este să prindem atât picioarele cât și mijlocul într-un mare double column tie. Asta este și cea mai mare provocare în bondage, pentru că este o suprafață foarte mare de legat și poate fi extraordinar de dificil să ne ținem tensiunea corectă atunci când legăm această structură. Dar este și un exercițiu excelent pe care vă sfătuiesc să-l faceți des, pentru că va îmbunătăți foarte rapid cunoștințele. Ajungem aici și evident vom avea nevoie de un bite foarte, foarte, foarte generos, pentru că el trebuie să treacă peste tot mijlocul și înapoi. După cum vedeți, nu merge foarte rapid. Bun, odată ajuns aici, voi trece bite-ul până în partea cealaltă, voi apuca și aici, pentru că atât picioarele cât și mijlocul îmi permit, pot să trag generos și să fac toată structura mult mai strâmtă. Vedeți cât de mult s-a scurtat chiar aici pe mijloc, da? Este mult mai scurt. Și acum pot să fac același lucru. Un nod, două noduri. Evident, dacă vreau să fac structura mai sigură, pot să mă mai învârt o dată și în partea aceasta pentru a stabiliza fricția de aici, dar și în partea asta pentru a stabiliza această sfoară, care acum este mult mai lungă decât în cazul altor legături și unde țesutul e mult mai mare și moale și poate mișca această sfoară mai ușor decât în cazul gleznelor. Această poziție poate fi foarte bună pentru orice fel de jocuri și pentru imobilizarea rapidă a părții de jos a corpului.